Vă salut, dragi prieteni, la un nou episod Apologia. În acest episod aș dori să analizez un articol din revista Sămânța Adevărului, numărul din martie 2019. Acest articol se numește O examinare a calvinismului. Și aș dori să trec prin o parte din acest material prezentat în articolul acesta și împreună să vedem dacă există o validitate, o legitimitate biblică pentru afirmațiile care sunt făcute aici și pentru critica care este adusă calvinismului. Bineînțeles, de la bun început, ar trebui să spun că perspectiva din care se analizează este o perspectivă arminianistă, este perspectivă arminianistă venită pe linia anabaptistă menonită, pentru că revista este deținută de mișcarea menonită și. Este de așteptat ca această critică să fie făcută din această perspectivă. Evident, în momentul în care pui niște etichete altor sisteme, fie că este vorba de calvinism, arminianism, semipelagianism, pelagianism și așa mai departe, iar tu, în loc să-ți dai eticheta aferentă în sistemului tău, folosești doar versete biblice, sentimentul pe care îl lași este că tu ești biblic, iar ceilalți nu. Totuși, deși articolul nu folosește termenul arminian, poziția care este reprezentată în acest articol. Poziția din care se combate calvinismul este poziția clasică arminianistă. De aceea este bine de la bun început să știm cu ce avem de face. De asemenea, aș spune că ceea ce simt eu că lipsește din acest articol este lipsa oricăror surse primare. Deci nu se citează nimic din calvinism, este doar o expunere cu propriile cuvinte a calvinismului. Deși există uh, literatură bogată, abundentă pe calvinism și se putea cita. Cu note de subsol, poziția acestora, totuși, cei care au scris articolul au ales să prezinte cu propriile lor cuvinte, ceea ce nu este o problemă. Totuși, când se analizează un sistem atât de mare și de influent și răspândit în lume, probabil că ar fi trebuit să se gândească mai bine dacă nu e necesar să introducă anumite note de subsol pentru afirmațiile pe care le fac și pe care le pun pe seama calvinismului, mai ales că pretenția mea și probabil la multora va fi că ceea ce este spus aici nu reprezintă calvinismul, ci este o caricaturizare a calvinismului. Acum, evident, în orice sistem teologic există subsisteme care se împart și se diferențiază între ele, dar există în același timp, în acest mare sistem, oricare ar fi el, niște linii directoare majore la care toți aderă. De aceea, atunci când spun că există o anumită caricaturizare, cred că toți cei care se numesc calvinici sau aderă la doctrinele Harului resping aceste caricaturizări. Pentru acest motiv am spus că ar fi fost bine niște surse primare, indicarea unor uh, note de subsol. Dar ele lipsesc cu desăvârșire. Prima parte pe care aș dori să o analizez este cea intitulată depravarea totală sau neputința totală, în care dumnealor spun că ei sunt de acord. Cu faptul că omul este depravat în totalitate și că păcatul i-a pervertit trupul și sufletul în toate aspectele. Cu aceste lucruri suntem de acord, spun ei. Totuși, cu ce nu sunt ei de acord, primul lucru este că, în calvinism, nașterea din nou este pusă înaintea credinței. Aici este o foarte mare confuze și vom vedea din exprimarea lor această confuze. Cu alte cuvinte, cei aleși sunt născuți din nou, prin alegerea lui Dumnezeu, chiar înainte să creadă Evanghelia. Eu, personal, aș fi vrut o, un citat, o notă de subsol pentru o asemenea afirmație, mai ales pentru faptul că în calvinism se explică foarte clar că această distinție cauzală dintre naștere din nou și credință este una de ordine logică, nu temporală sau cronologică. Cu alte cuvinte. Deși nașterea din nou este înaintea credinței, este înainte nu cronologic sau temporal, ci este înainte logic. Nașterea din nou provoacă sau cauzează credința. Dumnezeu ne învie la viață, ne naște din nou și ca urmare a nașterii din nou, noi credem. Dar aceasta nu la o distanță de timp. În același moment în care noi primim viață, prin Duhul Sfânt, noi exercităm credință față de Domnul Isus Hristos. Așadar, atunci când se afirmă că în calvinism nașterea din nou ar apărea cu mult timp înainte să creadă Evanghelia, este fals. Nu este adevărat, nu se crede așa ceva în calvinism. Evident, eu nu cred că intenția dumnealor a fost să prezinte greșit calvinismul, ci cred că, poate din neatenție, cine știe din ce motive au făcut lucrul acesta și cred că este necesară o prezentare obiectivă a doctrinei calviniste în ce privește acest subiect. Aceasta este o concluzie teologică nescripturală. Evident că este o concluzie teologică nescripturală, dar nu este susținută de calvinism că cei aleși sunt născuți din nou prin alegerea lui Dumnezeu chiar înainte să creadă Evanghelia. Nu! În calvinism se susține, conform Scripturii, conform și cu poziția arminienilor, bănuiesc, că suntem născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Deci este o poziție creștină, clasică, biblică, adoptată de toți cei care se numesc creștini. Nu, calvinismul nu spune că ești născut din nou înainte sau cu mult timp înainte de a crede Evanghelia, ci prin Evanghelie Duhul Sfânt lucrează ca să fii născut din nou și să crezi în Domnul Isus sau să crezi în Evanghelie. Și nu, nu este adevărat că cei aleși sunt născuți din nou prin alegerea lui Dumnezeu. Cei aleși nu sunt născuți din nou prin alegerea lui Dumnezeu. Cei aleși sunt născuți din nou prin puterea Duhului Sfânt. Prin lucrarea tainică, miraculoasă, misterioasă, supranaturală a Duhului Sfânt. Când El ne aduce la viață unindu-ne cu Domnul Isus Hristos. Așa suntem născuți din nou, Așadar, cred că aceasta este o afirmație mai gravă decât prima, cum că regenerarea ar fi înainte de credință din punct de vedere cronologic. Nu, noi nu suntem născuți din nou prin alegerea lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi fost așa, ar fi trebuit să fim născuți din nou din eternitate când noi nu existam, ceea ce este aberant, este absurd. Nu suntem născuți din nou prin alegerea lui Dumnezeu. Suntem născuți din nou datorită faptului că am fost aleși de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, decretul lui Dumnezeu, hotărârea lui Dumnezeu, de a fi aleși lui, de a fi mântuiți la vremea hotărâtă de Dumnezeu, stă în spatele nașterii noastre din nou. Da? Ca plan al lui Dumnezeu, nu ca metoda lui Dumnezeu. Aici se spune că cei aleși sunt născuți din nou prin alegerea lui Dumnezeu, ce ce este greșit. Trebuie să fim foarte preciși în limbaj pentru a nu transmite un mesaj fals chiar despre poziția celor față de care suntem opuși. Textul care se prezintă pentru a susține că întâi apare credința și apoi nașterea din nou, cu alte cuvinte, nașterea din nou este prin exercitarea credinței omului, este din Ioan 1 cu 12. Tuturor celor ce l-au adică celor ce crede în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii lui Dumnezeu. Foarte clar, mesajul versetului este că prin credință devenim copiii lui Dumnezeu. Dar iată că pasajul acesta nu a fost scris cu intenția de a lămuri ordinea cronologică dintre nașterea din nou și credință. De ce? Pentru că în mintea apostolilor nu exista așa ceva, da? De aceea n-au tratat subiectul acesta și versetul nu poate demonstra uh, o poziție sau alta. Ceea ce mi se pare frapant este că se omite versetul următor, care este legat ca frază de uh, versetul acesta. Versetul următor care spune că suntem născuți nu din voia vreunui om. Nu din sânge, nu din carne, nu din voia noastră personală, ci din Dumnezeu. Deci nu există nimic care să stea la baza acestei nașteri din nou, decât voia suverană a lui Dumnezeu. E mai greu să cred că s au omis pur și simplu acest verset neintenționat, mai ales că versetul este legat de cel anterior. Da? Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat drept să se facă copia lui Dumnezeu fiind născuți. Deci se leagă în mod necesar. Cu alte cuvinte, în textul acesta ni se spune exact opusul, la ce se încearcă a se demonstra în acest articol. Cei ce l-au primit, adică au crezut, au fost născuți, fi născuți deja. S-a întâmplat lucrul acesta, pentru că nu este o naștere continuă pe parcursul a zeci de ani, da? Au crezut fi născuți ceea ce a cauzat credința lor este nașterea din Dumnezeu. Și se neagă deschis că ar fi voința vreunui om că ar fi nașterea noastră naturală la mijloc sau că ar fi voia personală și din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Deci însăși versetul citat, primul verset citat, demonstrează că credința este un rezultat, un efect al nașterii din nou. Și există multe alte versete care să arate lucrul acesta. De exemplu, Pavel în 2 Tesalonceni 2 cu 13 spune că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că de la început el ne-a ales sau va ales și aici nu vorbește despre alegerea, Veșnică ce despre alegerea din lumea aceasta pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Întâi vine sfințirea Duhului, adică separarea, punerea noastră deoparte, curățirea noastră lăuntrică prin nașterea din nou și apoi vine credința adevărului. Același tip de expresie îl folosește Petru când el spune în 1 Petru, capitolul 1, aleși prin sfințirea lucrată de Duhul, și spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Hristos. Întâi suntem sfințiți de Duhul și apoi ascultăm spre a fi stropiți cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți așadar că există multe pasaje. Sau Efeseni capitolul 2. Întâi am fost aduși la viață și apoi spune că am exercitat credință. Există multe pasaje care pun întâi nașterea din nou și apoi credința. Sfințirea făcută de Duhul Sfânt și apoi credința noastră în adevăr. Credința noastră în Evanghelie. Credința noastră... Uh, în Domnul Isus Hristos. Apoi articolul continuă că spune că atunci când prin credință îl primim pe Hristos, primim puterea de a veni, deveni copiii a lui Dumnezeu, în paranteză, nașterea din nou. Nu, în fierea, este o chestiune diferită de nașterea din nou. În fierea înseamnă o calitate, da? un drept al nostru de a fi copiii lui Dumnezeu, iar nașterea din nou este înnoirea lăuntrică pe care o face Duhul Sfânt. Sunt două aspecte diferite ale evenimentului mântuirii, dar distincte. El nu trebuie confundate. Înnoirea este ceva ce se face în lăuntru nostru, în înfierea este ceva ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu. Din dușmanii lui Dumnezeu devenim oameni cu dreptul de a fi copiii lui Dumnezeu. Apar în același eveniment al mântuirii, dar sunt distincte. Și aici se face o confuzie între ele, tocmai pentru a putea folosi Ioan 1 cu 12 în sprijinul ideii că nașterea din nou ar fi un rezultat al credinței. Deși o exegeză chiar rapidă a pasajului ne arată că lucrurile stau... Exact opus. Oricum, spune aici: Că prin credință îl primim pe Hristos, primim puterea de a deveni copiii lui Dumnezeu. Textul nu spune că primim puterea de a deveni copiii lui Dumnezeu, ci că primim dreptul sau autoritatea de a fi copiii lui Dumnezeu. Și bine, nu primim dreptul de a fi copiii lui Dumnezeu uh, peste 10-15 ani după ce am crezut, ci în momentul acela vorbește despre un eveniment care are loc în același timp. Da? Oricum, nu uităm, textul nu spune că aceștia l-au primit, adică au crezut ca să fie născuți din nou. Atenție! Nu spune așa. Nu spune cei ce l-au primit, adică au crezut, au fost apoi născuți din nou. Ci spune cei ce l-au primit, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu fiind născuți. Nașterea din nou a stat în spatele credinței prin care am fost în viață. Apoi în articol se spune că suntem de acord că puterea de a crede este un dar de la Dumnezeu. Da, Și mie mi se pare foarte greu cum ar putea cineva nega faptul că a, a crede este un dar de la Dumnezeu, mai ales că în multe locuri din Sfânta Scriptură suntem încuvințați, încredințați de faptul că această activitate da, de a crede este darul lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 2, care este citat în locul acesta, Efeseni capitolul 2 cu versetul 8, ni se spune că suntem mântuiți prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ce este darul lui Dumnezeu. Dar observați cum Dumnealor schimbă uh, exprimarea. Ei spun că puterea de a crede este un dar de la Dumnezeu, în timp ce Biblia spune că a crede este darul lui Dumnezeu. Nu puterea de a crede. Uh, nuanța poate să fie mică, dar ea nu este mică. Este elementară. De ce? Pentru că Dumnealor vor să induce, inducă ideea că primim puterea de a crede, dar dacă noi o folosim, vom crede, dacă nu o folosim, nu credem. De aceea, uh, în concluzie, ar spune ei. Poți să ai puterea de a crede și totuși să nu crezi. Biblia nu spune așa ceva. Biblia nu vorbește despre două faze. Întâi primim puterea de a crede, noi trebuie să decidem să ne folosim de această putere, ca apoi, în a doua fază, să credem la propriu. Nu, Biblia spune că Dumnezeu ne dă credința. Ea este un dar de la Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta în mai multe locuri din Sfânta Scriptură, de, de exemplu, Filipeni, capitolul 1, unde spune că nouă ni s-a dat harul nu numai să credem, ci și să suferim împreună cu El. Apoi avem Efeseni, capitolul 6, unde spune pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu, Tatăl, și din partea Domnului Isus Hristos. Iar în fapt, ni se spune că cei care au fost rânduiți să capete viața veșnică, hotărâți de Dumnezeu, au crezut. Credința este un dar al lui Dumnezeu, este un har al lui Dumnezeu, este un rezultat al planului lui Dumnezeu pentru cei aleși. Așadar, nu, Dumnezeu nu ne dă puterea de a crede, ci Dumnezeu ne dă chiar credința. Și este imposibil să ai credința și să nu crezi. Credința nu este un lucru static, fizic, pe care îl ții și pe care nu îl folosești. Credința este o stare. În momentul în care ai credință, la propriu crezi. Da? De aceea înțeleg de ce dumnealor Alex să spună că Dumnezeu ne dă puterea de a crede și nu credința. Evident, ajungem la o dilemă în sistemul acesta arminian, anabaptist. Dacă suntem total depravat și dacă credința este darul lui Dumnezeu și această credință este dată tuturor oamenilor, și toți oamenii sunt total depravați. Toți oamenii nu au puterea să creadă. Și tuturor oamenilor li se dă credința. De ce unii cred și unii nu cred? Aceasta este întrebarea. Și dumnealor au venit cu o explicație care în teologie se numește harul prealabil sau harul pregătitor, în contrast cu ceea ce în calvinism găsim ca har irezistibil. Și dumnealor dedică foarte mult timp pentru a argumenta pentru acest har pregătitor sau prealabil, prin care omul este capacitat și responsabilizat să creadă. Ascultați cum exprim acest lucru. Noi credem că în ciuda depravării totale a oamenilor, Dumnezeu le-a dăruit tuturor capacitatea și responsabilitatea de a crede. Prima confuzie care se face este între responsabilitate și capacitate. De ce? Este o confuzie. Este o confuzie deoarece dacă eu aș împrumuta cuiva niște bani și n-aș avea puterea să-i dau înapoi, asta nu înseamnă că nu mai sunt responsabil. Nu mai sunt capabil. Dar rămân responsabil. De asemenea, dacă cineva o moară pe altcineva, el nu este capabil să-l învie, nu este capabil să-și repare greșeala, dar este responsabil pentru lucrul pe care l-a făcut. Așadar, lipsa noastră de capacitate, incapacitatea noastră spirituală față de Dumnezeu, nu ne face irresponsabil înaintea lui Dumnezeu. Din potrivă, incapacitatea noastră fiind una voluntoară și păcătoasă, născută dintr-o rebeliune și idolatrie, ea este vinovată și ne face mai responsabili înaintea lui Dumnezeu. Nu înțeleg de ce se spune aici că Dumnezeu le-a dăruit tuturor capacitatea și responsabilitatea de a crede. Când? Omul oricum este responsabil. A făcut Dumnezeu un alt act, a făcut Dumnezeu un alt lucru prin care i-a dat din nou capacitatea omului de a crede și din nou responsabilitatea. Omul este responsabil oricum. Și versetul care este citat este Ioan 1 cu 9. Și este important să ne uităm la versetul acesta pentru că de aici se extrage ideea că Hristos spune în Ioan 1 cu lumina aceasta era adevărata lumina, adică Hristos, care luminează pe orice om venind în lume. Și dumnealor spun, aici se are în vedere luminarea, capacitarea oricărui om. În primul rând, pasajul acesta nu vorbește despre harul pregătitor și prealabil. Nu spune niciunde în acest pasaj că Dumnezeu dă capacitatea fiecărui om de a crede. Nu spune. Spune că luminează pe orice om. În al doilea rând, textul poate fi citit în două feluri și comentatorii arată lucrul acesta, că venind în lume se poate referi la orice om sau venind în lume se poate referi la lumina aceasta. Și dacă citiți toată Evanghelia după Ioan, veți vedea că se repetă venirea în lume a Domnului Isus Hristos, a luminii, da? nu venirea în lume a oamenilor. Așadar, pasajul a putea fi citit lumina aceasta, era adevărata lumină care venind în lume luminează pe orice om. Dacă lumina despre care se vorbește aici este o lumină mântuitoare, Întrebarea este ce fel de lumină mântuitoare este, dacă ea nu mântuiește în realitate. Dacă este lumina creației pe care Dumnezeu o lasă așa încât oamenii uitându-se la creație să vadă puterea lui Dumnezeu, Dumnezeirea lui Dumnezeu, Roman capitolul 1, da? atunci întrebarea este pot oamenii să fie mântuiți doar prin lumina aceasta? Dacă lumina despre care se vorbește aici este lumina conștiinței, întrebarea este nu, pot oamenii să fie mântuiți prin lumina conștiinței? Dacă lumina despre care se vorbește aici este Domnul Isus Hristos predicat în Evanghelie, întrebarea este cum luminează pe orice om dacă nu toți oamenii aud Evanghelia? Dacă există zeci, sute de milioane de oameni care mor până la vârsta responsabilității, fie că este vorba de avort spontan, fie că este vorba de avorturi provocate, fie că este vorba de copii care mort, mor până la vârsta responsabilității sau mor până să fie capabili să audă și să înțeleagă Evanghelia sau sunt cele 2,3 sau 2,6 miliarde de oameni care astăzi până la ora actuală n-au auzit nici măcar numele Domnului Isus Hristos. Deci vedeți acest pe orice om trebuie interpretat în context. Nu putem lua un text, doar îl cităm fără să dăm niciun fel de explicație și să spunem vedeți textul acesta spune că uh, toți oamenii sunt capacitați să creadă. Să creadă în ce dacă nu aud Evanghelia? Să creadă în ce? Cum pot să creadă toți dacă nu toți ajung la vârsta responsabilității? Cum pot să creadă toți dacă zeci de milioane de copii mor înainte să poată măcar să înțeleagă, nu să creadă, să înțeleagă Evanghelia. Citarea unui verset nu ne-a avută la nimic dacă nu explicăm despre ce lumină este vorba, cum vine această lumină, prin ce? Prin conștiință, prin creație, prin Evanghelie? Când sunt oamenii luminați de această lumină? Și ce presupune această lumină? Aduce doar o cunoaștere? aduce și putere odată cu cunoaștere, deși textul spune că doar luminează, nu spune că aduce putere. Da. Deci lucrul acestea trebuie dezbătute. Nu putem pur și simplu să cităm versete și să pretindem că ele susțin poziția noastră doar pentru faptul că l-am citat într-un tratat în care noi încercăm să tragem focul la uh, oala noastră. Dacă ne uităm un pasaj, în context, următorul verset explică pe orice om la ce se referă. Când spune el era în lume și lumea a fost făcută prin el. Dar lumea la timpul trecut nu l-a cunoscut. Ce lume la timpul trecut nu l-a cunoscut? care lume la timpul trecut nu l-a cunoscut? Că știm că lumea a existat și după Domnul Isus Hristos. Evident se referă la lumea în care a venit Domnul Isus Hristos și a avut contact cu Domnul Isus Hristos. Ca dovadă că la asta se referă, citim versetul următor. A venit la Aisei. Cine? Poporul Israel. Și Aisei nu l-au primit. Vedeți așadar când spune că lumea nu l-a cunoscut și apoi versetul următor. Aisei nu l-au primit. Este un paralelism se referă la aceeași categorie de oameni. Deci, pe orice om sau lumea sau Aisei se referă la același la același grup de oameni. La lumea, la ai săi, la acei oameni care au intrat în contact cu Domnul Isus Hristos, au fost luminați și o mare parte din ei nu l-au primit, dar au fost unii care l-au primit. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, care au fost născuți nu din voia lor, nu din voia vreunui om, nu din sânge, ci din Dumnezeu. Aceștia au crezut, aceștia au primit. Iată, dar cum ar trebui citit pasajul în context. Apoi se citează Tit, capitolul 2, versetele 11 la 15, unde Apostolul Pavel spune că Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii sau Harul lui Dumnezeu mântuitor pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Da? Este persoana întâia plural. Ne învață pe noi să o rupem cu păgânătatea. Pentru a argumenta Harul prealabil în continuare, dumnealor traduc pasajul așa. Căci Harul Dumnezeu care aduce mântuire tuturor oamenilor a fost arătat și El, Harul, îi povățuiește pe toți. Textul nu spune că îi povățuiește pe toți. Textul spune că ne învață pe noi. Pe cine? Credincioșii. Că unor credincioși le este scris pasajul acesta printit. Ne învață să o rupem cu băgânătatea. Așadar, pentru a spune că harul atinge pe toți oamenii, Dumnealor schimbă un pasaj care spune că Dumnezeu ne învață prin har pe noi prin a spune că harul acesta învață pe toți să o rupă cu băgânătatea. Și dacă aș accepta traducerea aceasta greșită care schimbă persoana de la întâia plural, la a treia plural, îi învață pe ei, pe toți, este greșit pentru că întrebarea este din nou, cum îi învață Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pe, pentru toți oamenii, pe toți oamenii să o rupă cu păgânătatea? Cum? Deodată ce nu toți aud Evanghelia. Harul lui Dumnezeu lucrează fără Evanghelia? Vezi din nou ce vreau să accentuez prin aceste întrebări, este faptul că este, nu este suficient să cităm pasaje din Sfânta Scriptură, ci trebuie studiate în context, explicate în context. Ele nu pot fi înțelese pur și simplu printr-o simplă citare, dând senzația că ele susțin poziția noastră, când de fapt noi n-am dat niciun fel de explicație. Apoi se citează Ioan 16, de la 8 la 11, unde spune că Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Din nou se citează pasaje care spun că luminează, că Harul învață, că Duhul va convinge, dar niciunul dintre ele nu spune că lucrurile acestea, Duhul sunt sau Harul sau Hristos care aduce lumină, ne dă capacitatea tuturor de a crede. Nu spune lucrul acesta. Deci să folosești niște pasaje care vorbesc despre o mărturie, despre o luminare, despre o convingere pentru a spune că acestea dau o putere. Dar niciunul din pasajele acestea nu spun că dau putere. Pus că se referă la categorii precise de oameni. Oricum, Ioan 16, 8 la 11 zice, unde Duhul va dovedi lumea vinovată de uh, păcat, neprihănire și judecată, în mod precis se referă la poporul Israel. Am putea extrage un principiu că Duhul Sfânt și cercetează sau luminează sau convinge oameni, cu siguranță avem versete pentru a susține așa ceva, dar nu se referă pasavă la, la lucrul acesta. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus spune, pentru că ei nu cred în mine, va dovedi uh, vinovați, pe oamenii aceștia pentru că ei nu cred în mine. Cine n-a crezut în Domnul Isus? La cine se referea Domnul Isus? La momentul respectiv când vorbea el. Este un pasaj narativ în care Domnul vorbește despre ceva ce se întâmplă atunci. Ei nu cred, fiindcă ei nu cred în mine. Cine nu credea în el? Poporul Israel. Cei care au avut contact cu Domnul Isus Hristos, având în frunte pe liderii lor care l-au respins. Despre asta vorbește pasajul, da? Și apoi se citează Ioan 12:32, unde spune că Hristos a fost înălțat la cer ca să-i poată atrage cu putere pe toți oamenii la el. Contextul, din nou, a ne întoarce la context și a studia pasajul este crucial, este elementar. Contextul este unul în care niște greci vor să-l vadă pe Domnul Isus, iar Domnul Isus nu acceptă acest lucru, ci spune voi fi înălțat și voi atrage la mine pe toți oamenii. Pe cine a atras el până atunci încât spune că va atrage cândva pe toți oamenii după ce va fi înălțat? Până atunci a atras pe cei pentru care a venit. El a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. El a venit la ai săi. Dar va exista un moment când va fi înălțat pe cruce, va fi înălțat la cer, apoi va coborâ Duhul Sfânt și va atrage la sine pe toți oamenii, adică oameni din toate categoriile. Nu doar pe evrei, ci și pe neamuri. Această atragere nu vorbește despre capacitatea omului. Deci, cum poți folosi un text în care se spune că el va atrage Hristos pentru a demonstra că omul are capacitatea ca el să creadă? Deci, dumneavoastră, și dacă am acceptat că pasajul vorbește despre asta, deși nu vorbește despre asta, ci vorbește despre o atracție pe care o face Domnul Isus Hristos și vorbește despre o atragere a categoriilor de oameni, și a neamurilor și a evreilor, și dacă am acceptat lucrul acesta, textul vorbește despre ceva ce face Hristos, nu despre ceva ce pot face oamenii. Vedeți, Ioan 1 cu 9, Tit 2, Ioan 16, Ioan 12, texte folosite pentru a demonstra că toți oamenii primesc capacitatea de a crede. Texte care nu vorbesc deloc despre lucrul acesta. Acest concept, această doctrină a harului pregătitor, a harului prealabil, care ne pregătește puțin, suficient cât să credem în Domnul Isus Hristos, dar nu suficient cât să fim mântuiți, doctrina aceasta, conceptul acesta nu se găsește în Biblie. Dar conceptul acesta este necesar pentru sistemul arminian, pentru sistemul anabaptist teologic. De ce? Pentru că în, în acest sistem este o dilemă dacă se acceptă că omul este total depravat, dacă se acceptă că omul nu poate să facă nimic pentru mântuirea lui, dacă se acceptă că Dumnezeu trebuie să inițieze, totuși se dorește cu orice chip să se păstreze libertatea voinței omului, trebuie să se ajungă la un compromis. Și compromisul se face în ce privește Harul lui Dumnezeu, care îi capacitează pe toți, dar nu îi mântuiește pe toți. De fapt, nu mântuiește pe nimeni Harul lui Dumnezeu. Pentru că factorul decisiv în mântuirea acestor oameni nu este Dumnezeu, ci omul. Da, în sistemul arminian, Dumnezeu inițiază mântuirea. Și asta ne unește pe noi toți. Că suntem calviniști, arminieni, ce om fi noi? Da? Sau că suntem confuzi și nu știm ce suntem. Sau că pretindem că nu suntem nimic. E irrelevant acum. Ceea ce ne unește pe toți este că noi credem că Dumnezeu este cel care inițiază mântuirea. Ceea ce ne diferențiază este nu cine inițiază mântuirea, ci care este factorul decisiv în mântuire. Factorul decisiv în mântuire în arminianism nu este Dumnezeu. El este factorul inițiator în mântuire, dar factorul decisiv este omul care odată luminat, convins și care a primit putere, chipurile, decide dacă să creadă sau să nu creadă. Vedeți, inventarea unui concept nebiblic, cum este harul pregătuitor și harul prealabil, distorsionează o grămadă de aspecte din teologie. Harul nu mai este un har mântuitor, ci este un har care îți dă posibilitatea să crezi. Îți dă puterea de a crede, nu îți dă credința, îți dă puterea de a crede. Inventăm acum... Un concept nou despre credință. Există puterea de a, de a crede și a crede, da? Dumnezeu dă doar puterea de a crede, dar noi trebuie să credem. Există mai multe tipuri de oameni, nu doar credincioși și necredincioși. Există credincioși și există necredincioși care n-au auzit Evanghelia, n-au puterea de a crede, bănuiesc că așa cred Dumnealor, și credincioși care au puterea de a crede. Ceea ce este frapant pentru mine este că în tot articolul acesta nu se dezbate niciun text despre depravarea totală. În acest subpunct despre depravarea totală, tot ce v-am citit acum este din uh, supunctul despre depravarea totală. Nu se dezbate niciun verset despre depravarea totală. Pentru că chipurile ei spun că noi acceptăm deja asta. Nu, dacă se acceptă doctrina depravării totale, nu mai există un har doar care te pregătește puțin. Ce face harul ăsta? Mă puțin? Îmi dă puțin putere? Eu mort în greșelile și în păcatele mele? Sunt luminat? Am inima deschisă? Sunt convins de păcat? Am puterea de a crede? Dar totuși nu cred și nu voi fi mântuit. Nu vedem în Sfânta Scriptură aceasta a treia categorie de oameni, credincioși, necredincioși și oameni care sunt la mijloc. Îs puțin în viață, puțin pregătiți, puțin pe calea mântuirii. Nu de tot, dar puțin sunt. Iată la ce duce o doctrină care nu se găsește în Sfânta Scriptură. Și în final se spune, mai credem că Biblia ne arată că Dumnezeu a dat tuturor oamenilor suficient har pentru a crede și a fi mântuiți. Le-a dat celor care n-au auzit niciodată de Hristos. Sunt 2,6 miliarde de oameni, dragii mei, la ora actuală. E ușor să arunci niște expresii din astea, ignorând realitatea. Sunt zeci de milioane, de-a lungul istoriei, sute de milioane de copii care au murit fără suficient har de a crede. Ei nu sunt o minoritate. Ei nu sunt excepții. Eu îmi zic, ah, asta sunt excepții. Nu sunt excepții. Sute de milioane de oameni nu sunt excepții. Miliarde de oameni nu sunt excepții. Ar trebui să fim foarte atenți atunci când interpretăm Scriptura și când vedem și realitatea din jurul nostru care nu trebuie să ne ducă la distorsionarea Scripturii. Cine ne poate ajuta să înțelegem, oh, sensul scripturii ăsta este într-adevăr și exegeza corectă a textului biblic ne duce la concluzia asta, dar și realitatea ne duce la concluzia asta. Nu, Dumnezeu nu dă suficient har oamenilor ca să creadă. Dumnezeu dă sau nu dă credință. Dumnezeu dă sau nu dă pocăință. Dumnezeu dă sau nu dă mântuire. Dumnezeu nu dă. Dumnezeu nu face un pas spre mântuirea noastră. Dumnezeu ne mântuiește. Asta este limbajul scripturii. Dumnezeu ne mântuiește. Spune așa. Ni s-a dat lumina lui Hristos, învățătura harului, lucrarea Duhului Sfânt care ne convinge de păcat și binecuvântarea de a fi atrași de Hristos cel răstignit. Ceea ce rămâne ca dilemă și ceea ce dumnealor nu spun și deși sunt de acord, nu sunt dispuși să spună lucrul acesta pentru că sună oribil, este următorul lucru. Dacă ni s-a dat suficient har tuturor să credem, fără niciun fel de... Excepție. Cam am auzit Evanghelia, că n-am auzit Evanghelia, că am ajuns la vârsta maturității sau responsabilității, că n-am ajuns. Dacă toți au harul să creadă, puterea să creadă, dacă toți sunt luminați, toți sunt învățați, toți sunt atrași, toți au putere să creadă, întrebarea este de ce unii cred și unii nu. Și răspunsul lor va fi, că asta este răspunsul arminian clasic din miile de discuții pe care le-am avut cu oamenii, răspunsul este fiindcă omul nu vrea. Pe păi întrebarea este dacă Dumnezeu dă și voința și înfăptuirea, dacă Dumnezeu Dă harul de a crede, dacă Dumnezeu luminează, dacă Dumnezeu convinge. Și toți sunt în aceeași măsură, convinși, luminați și au puterea de a crede. De ce unii vor și unii nu vor? Am înțeles că dumnealor spun că factorul decisiv este voința omului și pentru mine sună oribil. Eu nu spun că dumnealor nu sunt creștini, că nu sunt bine intenționați, că nu respectă Biblia, nu spun asta. Spun că pentru mine sună oribil să spui că factorul decisiv în mântuire este, până la urmă, voința omului, dacă el vrea sau nu vrea. Deci în cea mai importantă lucrare din istoria omenirii, aparte de jertfa Domnului Iisus Hristos care este mântuirea personală, factorul decisiv nu este Dumnezeu. El este doar factorul inițiator. Factorul decisiv ești tu. Factorul decisiv din ce te privește pe tine este voința ta. Nu voința suverană a lui Dumnezeu, ci voința ta. Decizia ta de a te folosi de lumina, de puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru a crede, pentru a fi mântuit. Iată ceea ce face diferența esențială între calvinism și arminianism. Între Biblie, cred eu, și doctrina arminiană. Ceea ce face diferența elementară este cine este factorul decisiv în cel mai important eveniment din istoria vieții tale și din istoria omenirii. Cine? Dumnezeu sau tu? În arminianism, tu ești factorul decisiv, voința ta este factorul decisiv. Și pentru mine spun din nou, lucrul acesta este imposibil de crezut. Pentru că mântuirea, nu posibilitatea mântuirii, nu inițierea mântuirii, mântuirea este a Dumnezeului nostru. Mântuirea nu este începută de mine nu este continuată de mine și nu este terminată de mine. Și mai gândiți-vă la un lucru. Dacă noi ca și oameni credincioși avem nevoie din partea lui Dumnezeu, Filipen 2, ca să primim și a voi și a înfăptui. Dacă noi ca și credincioși, oameni născuți din nou de Duhul Sfânt, avem nevoie de lucrarea lui Dumnezeu așa încât orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință să devină acțiune. Dacă avem nevoie de Dumnezeu în toate lucrurile acestea, în dorință, în voință, în înfăptuire, în lucrare, în tot, noi ca oameni născuți din nou, cum credem noi că oamenii din lume, cei morți în greșelile și în păcatele lor, pot să fie mântuiți doar dacă Dumnezeu le oferă posibilitatea? Le dă puterea de credință, dar dacă ei o acceptă. Păi ei nu o să accepte, pentru că ei sunt morți în greșelile și în păcatele lor. Sistemul arminian consecvent te duce la punctul în care omul este factorul decisiv pentru mântuirea lui sau doi, la punctul în care nimeni niciodată n-ar putea să fie mântuit. De ce? Pentru că se acceptă că omul este total depravat, Dumnezeu de ce? De degeaba îi face o ofertă? De ce? Pentru că el o respinge. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, Evanghelia, când este luminat. Nu primește. Le consideră o nebunie. Le respinge. Nu le acceptă. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Este o analiză doar a primului punct. Și pentru că a trecut destul de mult timp, probabil că voi face un alt episod pe care uh, vă aștept să-l ascultați pentru a învăța împreună cum să exegetăm mai bine scriptura cum să studiem mai bine Scriptura și cum să uh, respectăm mai mult Cuvântul lui Dumnezeu citindu-l în context. Spun în final, nu este suficient să cităm texte din Sfânta Scriptură. Biblia nu trebuie citită doar, Biblia trebuie studiată, Biblia trebuie exegetată, Biblia trebuie interpretată și asta necesită timp, pregătire, studiu, rugăciune și mare, 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 mare atenție pentru că este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu și este vorba de sufletele noastre. Vreau să nu rămâneți vreunul dintre voi cu senzația că asta este o încercare de a arunca noroi sau de a distruge în vreun fel lucrarea fraților menoniți prin sămânța adevărului. Este o revistă bună, vă recomand, citiți-o, sunt foarte multe lucruri bune care se spun aici și este o încercare de a prezenta o altă poziție pe acest subiect. Și cred că modul în care am făcut-o a fost echilibrat și că mulți dintre voi care veți asculta acest clip veți fi zidiți, veți fi ajutați în studierea mai atentă, mai precisă a Sfintei Scripturi. Vă salut și Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne vedem la un alt episod, probabil în care vom analiza următoarele subpuncte din același articol.